Bușteni, capitala sporturilor montane din România. Competiția de alergare verticală, care a fost organizată în Bucegi, este unică în România. Doritorii de adrenalină s-au întrecut și în finala Campionatului Național de Alergare Montană 2015, iar în ultima zi a competiției a venit rândul alergătorilor montani să-și demonstreze aptitudinile în cadrul Bușteni Sky Race, concurs desfășurat pe unul din cele mai frumoase trasee din Bucegi. Au fost organizate 3 evenimente în 3 zile consecutive: Campionatul Național de Alergare, o cursă verticală și o cursă de alergare la mare altitudine. Practic nu s-a mai făcut așa ceva în România, este primul eveniment de acest gen. Un început, așa cum îmi place mie să spun, un nou început, un alt viitor al orașului Bușteni. Suntem foarte mulțumiți că am avut un număr însemnat de sportivi, atât calitativ cât foarte important și cantitativ, deși în general preferăm ca lucrurile să fie invers. Ne-am bucurat și ne bucurăm că vin foarte mulți sportivi amatori la Bușteni, vin să facă mișcare, vin să vadă muntele. Concursul Vertical Race s-a desfășurat pe distanța de 5,4 km și a avut 1250 de metri diferență de nivel. Competitorii se întrec pe trasee unice, cunoscute tuturor iubitorilor de munte din România. De data aceasta, Vertical Race a avut loc pe traseul turistic Jepi Mici. Se intră în scenă Gianina Tănase! Bravo, Gianina! Felicitări, Gianina, de la Complex Sportiva. A fost greu, a fost frumos. Să faci sport este ceva foarte sănătos și le recomand tuturor. Primii 3 sportivi clasați la categoriile Open feminin și masculin au fost răsplătiți cu premii ce au constat în echipament sportiv. Competiția de alergare verticală organizată în Bucegi este unică în România.